urmări imunitatea. În conformitate cu prevederile articolului 59, alineatul 1 de legea numărul 215/2001, privind administrația publică locală republicată, ați fost convocați în ședință ordinară prin dispoziția numărul 81 din 22/2/2019, emisă de primarul Comunei Pârjol pentru data de 28 februarie 2019, orele 14, care va avea următoare ordine de zi. 1. Proiect de hotărâre privind aprobarea programului de audiențe acordate de către consilierii locali în anul 2019. 2. Proiect de hotărâre privind stabilirea planului de măsuri a obligațiilor și responsabilităților privind gospodărirea, întreținerea și curățenia Comunei Pârjol. 3. Proiect de hotărâre privind analiza stadiului de înscriere a datelor în registrul agricol pentru semestrul 2 al anului 2018 și stabilirea măsurilor pentru eficientizarea acestei activități. 4. Proiect de hotărâre privind aprobarea rețelei școlare ce aparține unității administrative teritoriale a Comunei Pârjol pentru anul 2019-2020. 5. Proiect de hotărâre privind aprobarea normei de hrană pentru personalul din cadrul Poliției Locale al Comunei Pârjol. 6. Proiect de hotărâre privind aprobarea programului anual de achiziții publice a Comunei Pârjol pentru anul 2019. 7. Informare privind activitatea în cadrul compartimentului registru agricol semestrul 2/2018. La punctul 8. Prezentarea raportului anual privind starea economică, socială și de mediu a unității administrativ-teritoriale Pârjol. Supunem la vot proiectul de hotărâre pentru a fi discutat în ședință. Înainte de toate, mai supunem la vot și procesul verbal făcut la ședința anterioară, data din 30 ianuarie 2018, care a fost asociat la avizieră. 14. Da. Și acum trecem la punctul 1 de pe ordinea de zi. Proiect de hotărâre privind aprobarea programului de audiențe acordate de către consilierii locali în anul 2019. Dacă aveți discuții... Nu, nu, o să știm proiectul, da? Deci, privind aprobarea programului de audiențe acordate de către consilierii locali în anul 2019, primar Comunei Pârjol de Bacău, având în vedere referatul număr 647 din 11 februarie 2019, întâlnit de secretarul Comunei Pârjol, prevederile articolului 50 aliniatul 2 din legea 393/2004 privind statutul aleșilor locali, actualizată cu modificări și completări ulterioare, prevederile articolului 51 aliniatul 3 din legea administrației publice locale nr. 215/2001 publicată cu modificări și completări ulterioare, în temeiul prevederilor articolului 45 aliniatul 1, articolul 115 aliniatul 1 litera B din legea administrației publice locale 215/2001 propune. Se aprobă programul de audiențe acordate cetățenilor de către consilierii locali în anul 2019, conform anexei 1, care face parte integrantă din prezenta hotărâre. Secretarul Comunei Pârjol va comunica prezenta hotărâre instituției prefectului, primarului comunei, consilierilor locali și va afișa în locurile special amenajate, la vizierul primăriei Pârjol. Acum, programul de audiențe, nu știu dacă l-a studiat fiecare. Fiecare consilier cam are 3 sau 4 zile, aveți pe an. În fiecare. Da, am pus data, cred că în fiecare vineri am pus și cum au spus. E foarte bine vinerea. Vineri la ora 10, între ora 10 și 12. Da? Îi afișat, punem și aici, dumneavoastră, așa. Supunem la vot. Da, dacă mai aveți ceva... Este clar. Dacă nu ai audiat, să rămâne. Da, dar înțelegeți, sigur că da. Aveți aici, aveți un caiet de audiențe aici la științe. Aici jos la registratură. Trecem la punctul 2 din ordinea de zi. Deci, da, ați supus... Supus la vot, 14 vot. Trecem la punctul 2 din ordinea de zi. Proiect de hotărâre privind stabilirea planului de măsuri a obligațiilor și responsabilităților privind gospodărirea, întreținerea și curățenia Comunei Pârjol. Prezintă domnul viceprimar Mihai Eriș. Având în vedere expunerea de motive a primarului comunei, din care propune inițierea proiectului de hotărâre privind stabilirea planului de măsuri, a obligațiilor și responsabilităților privind gospodărirea și întreținerea curățeniei comunei Pârjol, prevederile ordonanței Guvernului numărul 21 din 2002 privind gospodărirea localităților urbane și rurale, aprobată, modificată și completată prin Legea 2/2015 din 2002, prevederile Ordinului Ministrului Administrativ și Internelor numărul 163 din 2004 pentru constatarea și sancționarea abaterilor de la reglementări de emise în domeniul gospodăririi localităților urbane și rurale, prevederile Ordonanței de Urgență numărul 195 din 2015 din protecția mediului, modificată și aprobată prin legea 265 din 2006, 215 din 2001 privind administrația publică locală, republicată cu modificările și completările ulterioare, hotărăște. Se aprobă planul de măsuri a obligațiilor și responsabilităților privind gospodărirea, întreținerea și curățenia comunei Păjol, conform anexei numărul 1, care face parte integrată din prezenta hotărâre, articolul 2, primarul comunei Păjol, împreună cu cei desemnați în anexă, vor asigura executarea prevederilor prezentei hotărâri. Prezenta hotărâre va fi comunicată persoanelor interesate prin grija secretarului comunei Păjol. Articolul 3. Prezenta hotărâre va fi comunicată instituției prefectului județului Bacău, autorităților și persoanelor competente pentru atragerea la îndeplinire a prevederilor sale. Aici, măsurile, planul de măsuri, avem și pe site, dacă vreți, câteva. Ar mai trebui acum, prima oară, să facem un parteneriat cu școala, să mai ieșim așa, cu copiii vinerea sau un weekend, să ieșim să facem. Vinerea nu putem, dar să mă dă. E mai încolo, e mai încolo. Nu? Sau să ieșim, să facem o dată pe zonă. Nu știu neapărat acolo. Da, dar a fost am făcut igienizarea pe Tărâța, să mergem pe Tazlău, să mergem pe pârâul ăsta, măcar pe cursul râurilor, că mai importante. Cel puțin ce e aici, e jale, ce-ați trebuie. Dar este basculat. Mă trebuie făcut niște placarde de alea, că să fie amendați aia care aruncă deșeuri și... Am dat comandă. Ar mai, în curul, dacă tot, acum suntem la subiectul ăsta și curățenii, nu știu, ar trebui niște camere de supraveghere montate chiar la intersecțiile astea care duc în special spre râu. Să nu se mai ducă cu căruțe, cu... că au implementat așa și încarcă căruța cu gunoi și o duce la... Acolo aici mai bună dovadă, nu mai poate spune, nu știi, dom'le, n-am fost eu. El, dacă nu ai dovada, nu poți să-l amendezi, nu poți să... Sunt camere de supraveghere, uite, dom'le, ai fost la ora cu tare, cu căruța dusă cu noroi, cu mizerie, la... Când tu ai... Camere de supraveghere, trebuie într-adevăr un proiect. Nu, nu, nu. Un proiect făcut care să implementăm lucrul ăsta la nivel și sunt atâtea probleme. La intersecție, da, traversări. Și la intersecție principale. Sunt buni, într-adevăr, dar nu vedem. Da, de ținut cont de lucrul ăsta. Știți, și furturi care se întâmplă, așa, dacă vezi pe camere mașina care a trecut la ora cu tare, dar sunt multe lucruri benefice. Și credeți că nu o să mai acționeze sau nu sunt atâția care... Ne așteptăm. Din ce în ce mai mai sens, și punem la vot, punem la vot. Așa, se apără cu 14. Trecem la punctul 3, pe ordinea de zi. Proiect de hotărâre privind analiza stadiului de înscriere a datelor registrului agricol pentru semestrul 2 al anului 2018, stabilirea măsurilor pentru eficientizarea acestei activități. Prezintă doamna Doinița, consilier superior. Examinând expunerea de motive numărul 720 cu privire la analiza stadiului de înscriere a datelor în registrul agricol pentru semestrul 2 al anului 2018 și stabilirea măsurilor pentru eficientizarea acestei activități. În scopul asigurării unei evidențe unitare cu privire la categoriile de folosință a terenurilor, a mijloacelor de producție agricolă și a efectivelor de animale, care contribuie la dezvoltarea agriculturii și bună utilizare a resurselor locale, autoritățile administrației publice locale, ale comunelor, orașelor, municipiilor și așa, întocmirea și ținerea la zi a registrului agricol pe suport hârtie și în format electronic, conform formulelor registrului agricol aprobate prin hotărârea Guvernului pe unități administrativ-teritoriale și pe localitățile componente ale acestora. În temeiul dispozițiilor OG 28-2008, HG 2/2008, normelor tehnice de completare a registrului agricol pentru perioada 2015-2019, programul de măsuri propusă de către compartimentul de specialitate și OG 2/2001 privind regimul juridic al contravențiilor cu completările și modificările ulterioare. Legea 52/2003 privind transparența decizională în administrația publică cu modificările și completările ulterioare. Se ia act de statul de înscriere a datelor în registrul agricol pentru semestrul al doilea 2018, în conformitate cu datele din raportul de specialitate al compartimentului agricol și cadastru, din cadrul aparatului de specialitate al primarului Comunei Pârjol, conform anexei 1, care face parte integrantă din prezenta hotărâre. Se aprobă programul de măsuri pentru eficientizarea datelor înscrise în registrul agricol, conform anexei 2, care face parte integrantă din prezenta hotărâre. Cu ducere la îndeplinirea sarcinilor din prezenta hotărâre, se însărcinează primarul Comunei Pârjol prin compartimentul agricol, prin funcționarii publici cu atribuții în completarea registrului agricol. Prezenta hotărâre se comunică instituției prefectului județului Bacău, primarului Comunei Pârjol, compartimentului agricol și cadastru, se va afișa la panoul de afișare al primăriei. Anexa numărul 1. Acum nu știu dacă ați studiat anexa numărul 1 la ce se referă. Dacă vreți, vă citesc un pic să vedeți. În mare. Deci avem capitolele care conțin de ceea ce privește registrul agricol. Deci activitatea compartimentului este asigurată de 3 funcționari. Comunul Doinița, unii Nicolae Sorin și Condrei Elena. Având în vedere prevederile aliniatului 1 din hotărârea Guvernului 228/2015, au obligația de a organiza întocmirea și ținerea la zi a registrului agricol, atât pe suport de hârtie, cât și în format electronic. Principalele activități desfășurate de angajații din cadrul registrului agricol constau în ținerea la zi a tuturor pozițiilor din registrul agricol, operațiunile ce propun înscrierea, completarea și centralizarea datelor și efectuarea operațiunilor de modificare a datelor și informațiilor cu acordul scris al secretarului. Deci, capitolul 1 se referă la componența gospodăriei, capitolul 2, modul de utilizare a suprafețelor, capitolul 3, numărul pomilor, răzliece, a livezilor, a viilor, așa, capitolul 4, suprafețele arabile cultivate, cu ce sunt cultivate, capitolul 5, numărul pomilor din livezi, chiar livezi care sunt amenajate ca livezi, nu ca pomi răzlei. Care sunt scrise, da. Care sunt scrise, da. Capitolul 6, suprafețe irigate, așa, capitolul 7, animale domestice, capitolul 8, evoluția efectivelor de animale în anul în curs, așa, capitolul 9, utilaje și instalații agricole, așa, capitolul 10, aplicarea îngrășămintelor pe suprafețele amenajate, capitolul 11, construcțiile existente. Și mai avem capitolul 12, atestate de producător. Sunt cetățeni care solicită atestate de producător pentru a putea vinde în pieții, a comercializa produsele agricole. Trebuie eliberat și aceste atestate se înscriu în registrul agricol. Și mai avem un capitol unde facem mențiuni cu privire la sesizările care vor să dezbată moștenirea, vin și depun la noi cereri, se eliberează anexa 24 și noi o înscriem în registrul agricol. Și mai avem un capitol unde putem să facem diverse mențiuni. Dacă s-au făcut o tranzacție de vânzare, cumpărare, deci scădem de la cel care o vândut și înscriem la da. Cam asta prevede registrul agricol. Acum, dacă aveți întrebări. Să completez și eu ceva aici. Da, da. Am mai discutat și cu domnul primar și cu colegii care mă știu așa. Este bărânoaie, domnule, 50 ceva de hectare care i-a rămas părăloare. Dar nu ne putem implica și noi cu ceva. Dacă nu rămușești ăștia care au la noi asociații de agricultori, de lucra pământul. Hai să discutăm la diverse, da? Păi, dar nu la diverse, că face legătură de pământ aici. Discutam de pământ. Acolo e rămas părăloare, ăla nu trebuie folosit cu ceva, că sunt oameni care plătesc contribuții la primărie. Aici, la ce vă referiți, totuși cu totul altceva, la diverse în partea asta. Proprietarii trebuie să vorbească cu cineva cu asociația. Proprietarii, eu mă refeream la noi, să ne implicăm noi că rămâne degeaba. E un pământ care... Păi n-ai cum să-l oprești cu proprietarii. Vreau să intervină, dacă mi-a acordat un minut. S-a întâmplat în 2013-2014, au venit din Iarhomița, au vrut chiar să iei bărănoaia. Cei care erau în mijloc cu proprietăți mai mari de un hectar, n-au vrut să-l cedeze. Și unii nici n-au luat. Pe un moșternitor la părinți. Și omul nu ți-l are. Eu dacă chei contract pe 5 ani minim. Nu e dezbătut în moșternitor. Nu e dezbătut în moșternitor. Da, aici este foarte greu. Dar care e nici locuitar, e promoat. La ea sunt de ani de masă, de anulare pe mijloc. Și până la vot, cum vreau să iei? Doamna de zi? Da. Trecem la punctul 4 de ordine. Proiect de hotărâre privind aprobarea rețelei școlare ce aparține unității administrativ-teritoriale al Comunei Pârjol pentru anul 2019-2020. Prezintă doamna Margarita Spătaru, consilier superior. Da. Proiect de hotărâre privind aprobarea rețelei școlare pentru anul 2019-2020. Având în vedere dispozițiile articolului 20, 19 și 45 din Legea Educației Naționale din 2011, modificările și completările ulterioare, dispozițiile articolului 24 din Ordinul numărul 5235 metodologia pentru fundamentarea cifrei de școlarizare pentru învățământul preuniversitar de stat, evidența efectivelor de antepreșcolar, școlar și elevi școlarizați în unitățile de învățământ particular, precum și emiterea organizării rețelei unităților de învățământ preuniversitar de stat pentru anul școlar 2019-2020, adresa numărul 104 din 11 ianuarie 2019 a Inspectoratului Școlar Județean Bacău, înregistrat sub număr 503, prin care acordă avizul conform privind organizarea rețelei școlare conform anexei numărul 1. În temeiul articolului 45 din Legea Administrației Publice Locale numărul 215 din 2001, propune, se aprobă rețeaua unităților de învățământ din Comuna Pârjol pentru anul 2019-2020, conform anexei numărul 1, care face parte integrantă de la prezenta hotărâre. Dumneavoastră ați văzut că... Am mai venit la Inspectoratul Școlar, nu? Da, a venit adresa, am primit adresa cu avizul Inspectoratului Școlar, a mai fost odată, știți cum? Avem 4 școli, școala gimnazială Pârjol, școala gimnazială Bărnășeni, școala gimnazială Pustiană și Tărâța. Deci... Asta e pentru la anul. Da, pentru, da, 2019-2020. Da, eu cam dat... 20-20. Da, știți că ați discutat și în Comisia de Administrație a Școlii. Asta o Consiliul de Administrație a Școlii. Au fost aprobat de către... Da, așa. Acum doar stadiul lucrărilor depinde de Tărâța. Da, acum aveți... Supunem la vot? Se va termina. Se aprobă 14. Pentru... Trecem la punctul 5 de pe ordinea de zi. Proiect de hotărâre privind aprobarea normei de hrană pentru personalul din cadrul poliției locale a Comunei Păjol. Prezintă doamna Spătaru Margarita, consilier superior. Deci, proiect de hotărâre privind aprobarea normei de hrană pentru personalul din cadrul poliției locale a Comunei Pârșori. După cum știți, a fost prezentat și la ședința anterioară și a fost respins. Acum, să vă... De ce s-a revenit din nou? Cine a inițiat proiectul? la fiecare ședință se aprobă conform legii. Deci, domnul doctor, dacă îmi dați voie pe 2 minute la cuvânt, chiar vreau să-mi spun. Hai, lasă când mai vorbim. Dacă conform legii, atunci trebuie să fie lege. Orice angajator în statul România, 3 luni de zile îți dă ca un termen. La ei nu s-au uscat nici ceneala pe contract. Una la mână, doi. Suntem mulțumiți de activitatea desfășurată de ei sau nu? 2. Ei sunt plătit 31 din 32 sau 32 din 31, nu? Ca să nu spun altceva. Adică tu stai acasă zile, sărbători legale și ei nu te gravă. Nu. Bine, nu o luăm. N-a scos să nu mai trebuie. Nu, nu, nu. La ședință. Asta este legea. Dați-mi voi să termin ideea. Dacă nu vreți, nicio problemă. Dați-mi voi să termin ideea. Se diminuează tot aici, în finanțul următoare și tot așa. Bun, dar în ședința trecută... Asta este legea, nu facem noi legea, că vrem noi. Nu vreau. Încă o dată, încă o dată. În ședința trecută ne-ați bătut ca să mă ajutăm taxa la 60, de la 4,80 la 6,20. Alte comunități au subvenționat taxa la bunuri. Adică eu vă duc și spun o mamă șef plata. Alexandrescu, ăsta e prețul pe județul Bacău. Domnul Român, vă rog să devim legea și după aia putem să discutăm. Dar doamna secretară a prezentat clar. 31 din 31 e plătit, da? Cu 32 de lei. Ei sunt în aparatul de specialitate al primarului. Lucrează 8 ore. Nu 24 din 24, ca să acut din milițian, polițai sau MAPN. Adică să fim un pic corecți. Măi, dar nu lucrează nimeni 24 din 24. Unde ai auzit așa ceva? Nu primar. Dacă care au făcut armata, poate știu. Care nu au făcut, ăsta e făcut când vă văd eu. Cred că armata, că suntem aici, cred că am făcut. Deci 24 din 24. Și de-aia au norma de gradă. Așa. Dar dacă e funcționar public, tu ai 8 ore. Ia să împărțim noi 32 la 8 ore, da? Ar fi 10 lei și ceva. Bun, 24 de ore, părțe la 3, e 8 ore. Eu nu zic că nu sunt de acord. Eu nu zic că nu sunt de acord. Dar trebuie, hai să vedem și perioada de lucru. Nu timpul liber, hai, domnule, dacă drept. Deci au regim special, nu au treabă cu... Deci ei au regim special. Domnul primar, e subordinea primarului. Corect sau nu? Păi da. Bun, și atunci au un minister separat. Da, regim special. Haideți să fim serioși și să fim cu capul de omul. Au un regulament, domnule, au un regim special. Au un regim special. Dar tu nu, adică, tu ești un timpul liber, sâmbătă și duminică și sărbătorile legale să fii plătit. Cu 32 de lei. Din asta vorbim la diverse. Dacă îmi permiteți, vom discuta la diverse aspectul ăsta. Haideți să vedem. Supunem la urmă. Supunem la urmă. Sunt 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 10. Și cu Irina. 11. Nu te pui, domnul președinte, acolo. 11. 11. Așa. 11 și eu. 11. Abțineri. Vot vorbim acum. O abținere și... 11, 12 și 2 respinte. Sau 3. Câte abținere avem? O abținere? O abținere. Da. Și împotrivă? Împotrivă. 3 împotrivă. Păi nu este abținere. Este, este. Pe 11 este lei. Este rigorism. Este, este. 12 este. Trecem la punctul 6 atunci pe organizare. Proiect de hotărâre privind aprobarea programului anual de achiziții publice a Comunei Pârjol pentru anul 2019. Prezintă domnul Păjocaru Lucian, consilier principal. Având în vedere prevederile articolului 4 din alineatul 2 din legea 2/2001 administrației publice locale republicate cu modificările și completările ulterioare, și prevederile articolului 2 și articolul 3 din HG218-2015, pentru aprobarea normelor metodologice de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea contractelor de achiziție publică, acord cadru din legea 98/2016, privind achizițiile publice, Ordinul ANAP nr. 281/2016, cu modificările și completările ulterioare. Văzând expunerea de motive a primarului Comunei Păjol numărul 572 din 05/02/2019, raportul de specialitate 573 din 05/02/2019 și rapoartele comisiilor de specialitate ale Consiliului Local al Comunei Păjol și în temeiul legii Administrației Publice Locale 215/2001, propune se aprobă programul anual de achiziții publice al Comunei Pârjol pentru anul 2019, conform anexei care face parte integrantă din prezentul proiect de hotărâre. Prezenta hotărâre se va comunica compartimentului de specialitate din cadrul aparatului de specialitate al primarului Comunei Pârjol, prefectului județului Bacău, și va fi adusă la conștiința publică în condițiile legii. Și avem anexa. Anexa 1, 2 și 3. Aici sunt toate cheltuielile prevăzute pentru anul 2019 de către primărie și inclusiv investițiile care vor fi efectuate sau sunt propuse pentru efectuarea lor pentru anul 2019. Și cred că ați citit sau ați văzut pe site cam tot ce prevede, dacă nu le luăm punct cu punct. Sunt foarte multe. Ideea este că tot ce apare aici, sunt multe care sunt propuneri, sunt la stadiu de propuneri, sunt altele care sunt în curs de finalizare, sunt în fază de proiect, în fază... Deci sunt toate fazele care vor fi anul ăsta. Dacă sunt obiecții sau întrebări pe ele, vă pot răspunde sau vă pot îndruma. Dacă nu, să putem la vot. Nu avem la buget. Nu avem buget. O să vină, când o să vină. Și punem la vot. Așa, se aprobă cu 14. Deci la punctul 7 din ordinea de zi. Informare privind activitatea în cadrul compartimentului Registrul Agricol semestrul 2/2018. Prezintă doamna comandor Doinița, consilier superior. În anul 2018, activitatea funcționarilor din cadrul compartimentului Registrului Agricol a fost axată pe semnarea și completarea anuală a registrelor agricole în condițiile impuse de prevederile legii în vigoare, culegerea datelor necesare, ținerii la zi și soluționarea tuturor petițiilor, cererilor înregistrate în cadrul compartimentului. În baza datelor cuprinse în registrul agricol pe gospodării ale populației, se organizează evidența, centralizarea pe comună. Numărul gospodăriilor ale populației, suprafețele cultivate cu principalele culturi, astfel, la 31 decembrie 2018, s-a ajuns la un număr de 2887 gospodării la nivel de comună. Pe sate, dacă vreți să vi le spun și pe sate, câte gospodării avem la Pârjol, de exemplu, la Pârjol 423, la Bărnășeni 345, Bărnești 224, 310 Băsești, 310 Câmpeni, 136 Hăineala, 827 Pustiană, 346 Tărâța, 66 Hemienii. Avem 445 de poziții ale persoanelor cu domiciliu în altă localitate și 52 de poziții ale persoanelor cu personalitate juridică. Așa, suprafețele de teren cultivate în anul 2018 au fost astfel, deci cu culturi. Grâu 30 de hectare, orz orzoaică 20, floarea soarelui 300, fasole boabe 30, soia 10, ovăz 9, plante de nutreț 320, porumb 620, vorbesc de hectare, cartofi 4 hectare, tomate 10 hectare. În semestrul al doilea s-au eliberat un număr de 783 adeverințe care cuprind informații înscrise în registrul agricol. Pentru dosare de ajutor social, eliberări cărți de identitate, vizii pentru rezidență, bani de liceu și tot ce s-au solicitat în comun. O altă activitate de importanță deosebită este colaborarea cu APIA, pentru care am eliberat în 2018 285 de adeverințe. Așa, deci noi tot timpul ținem cont de respectarea perioadei de înscriere a datelor în registrul agricol. Perioadele la care se înscriu datele în registrul agricol este 5 ianuarie 1 martie, se înscriu datele anuale privind membrii gospodăriei, terenurile aflate în proprietate, și cele în folosință. 1-31 mai se înscriu datele privind modul de folosință a terenurilor. Persoanele fizice sau juridice au obligația să declare date și în afara acestor intervale de timp în cazul în care intervine o modificare. Deci s-o modificat din fâneții, s-o transformat în arabil, trebuie să vină să dea o declarație cu viza domnului secretar și atunci modificăm din fâneți în arabil sau, eu știu, o vândut sau ce-o mai făcut. Așa avem anexa numărul 4, care face parte integrantă din normele de aplicare. Așa, care o avem atașată la sfârșit. Aceasta este o declarație prin propria răspundere, că nu am aici, cred că ați văzut-o pe site. Declarație prin propria răspundere, sub sancțiunea nulității, cel care face declarația, pentru că foarte mulți cetățeni nu au acte de proprietate și atunci a însemnat să nu mai încasăm impozitele pe terenurile respective. Dacă așteptăm să vină mortul să plătească impozitul, atunci ne-am dus la vale, nu mai încasăm nimica. Așa, registrul agricol în format electronic s-a completat în totalitate, în paralel cu registrul agricol în format scris. Astfel ca la această dată ar mai fi de introdus suprafețe de teren la care nu avem încă declarațiile cetățenilor. La sfârșitul anului 2019 se încheie un alt ciclu de 5 ani, pentru o perioadă, deci pentru perioada 2005-2019, avem nevoie de achiziționarea altor registri 2020-2024 care trebuie să prevedem prevăzut în buget. Programul de achiziții. Da. Și cam astea ar fi, asta ar fi activitatea compartimentului registrului agricol. Bun la vot. Punctul 7, colegă. Deci, în astea nu se votează, astea sunt niște informări și rapoarte care nu o avem. Da, deci am luat. Deci trecem la punctul 8, coordoneze. Prezentarea raportului anual privind starea economică, socială și de mediu a OAT Pârjol. Prezintă domnul primar Vasileu. Raportul privind starea generală economică, socială și de mediu a comunei Pârjol pentru anul 2018. În cadrul compartimentului agricol și cadastru, așa cum v-am prezentat pe doamna Doinița, în cadrul compartimentului urbanism și achiziții publice, s-a eliberat un număr de 32 certificate de urbanism, un număr de 11 autorizații de construire și 16 autorizații de branșament. Întocmit documente pentru proiect, construire grădiniță cu 3 grupe, program normal, sat Păjol, comună Păjol, după cum știți. Întocmit documente pentru proiect, modernizare prin asfaltare, drumuri, săpești și vicinale din comuna Păjol. Aici vorbim de o lungime de 23 de km care lucrăm acum pentru un proiect. Pentru toate satele și o să vă spun revin imediat. În cadrul compartimentului contabilitate de venituri, impozitele și taxele locale pentru anul 2018 au fost încasate în proporție de 95%. Deci mai avem un pic și trecem peste. În cadrul compartimentului contabilitate cheltuieli, așa cum să știi la începutul anului 2018, a fost bugetul de 20.637.000 de lei. În cadrul compartimentului de secretariat, stare civilă și relații publice, situația se prezintă astfel. În cursul anului 2018, Primăria Comunei Păjol a angajat un număr de 5 persoane, din care, în cadrul compartimentului urbanism și achiziții publice, o persoană, după cum știți, și 4 poliție locală. Compartimentul de asistență socială. În cadrul compartimentului de asistență socială s-au înregistrat și soluționat un număr de 70 de cereri, prin care se solicită acordarea ajutor social, 40 de modificări și 80 de încetări. S-au înregistrat și soluționat un număr de 57 de cereri privind alocația de stat, din care 36 pentru nou născut, un număr de 23 de cereri privind alocația de susținere familială și 3 cereri pentru monoparentală. De asemenea, au fost înregistrate un număr de 14 cereri privind acordarea indemnizației pentru îngrijirea copilului până la 2 ani și 32 de cereri pentru sprijin financiar. Aici, pentru proiectul ăsta care lucrăm acum pentru drumuri sătești, pentru asfalt, se numără începând de la Băsești, Cainiala, până la școală, Câmpeni, Centru, Biserici și Trei Uniți, Pustiană, până la limită Scorțenic și la vale până la Canea, Pârjolul, deal Pârjol, până sus, la Șolomonești, și o uliță la însplinei Ion Flore, linia 2. Alexandru Ion Cuză. Da. Da. Dealul Ariei, Tărâța Pârău și satul Nădea. Și Emeli bucata aia câtea să fie 200 și ceva. Da, ca să facă pe la Tărâța, pe Pârău, acolo trebuie băgat gabioane întâi, ca să nu... Înțeles, să se proiectă. Mai știți să lumea din Părăminta? Am să știu despre ce... Dacă ați prinde tot rostransul ăsta, că ăștia lucrează frumos și bine, ar fi foarte bine. Acum cine va fi... Acum... Nici nu știi că am citat. Asta. Cu Călinul la Pustiană suntem în licitație, până pe 6 martie, la ora 15 vom ști ce firmă și ne faci. Se încadrează. Cine câștigă licitație? Dacă va veni copil. Sperăm să vină. În legătură cu tot ați spus de drumul. Vedeți că podul ăsta de la mine de aici, de la intersecții, de la Gârlă, deja are sârmile scoase afară. Aceeași problemă e și din altă. Ori vine întors, ridicat omul și băgat unul din metal tot mare. La podețul ăla la gârlă? La gârlă, da. Lucrăm acum la gârlă, ați văzut că am început numai de la gârlă. Ori întors, să facă lângă el și întors cubul, e varză. Se poate întâmpla de probleme. Ori îl dat afară și făcut pot la lume și să... Dar aici fiind asfalt, știi că intră și podeți. Deci peste tot unde va fi asfalt, ce am zis? Dar acum un pic să dea un pic, avem mașină, acum avem busul, avem... Păi avem, dar de-abia a venit astăzi, ați văzut, după cum ați văzut acolo în față, a venit și camion, da? Care s-ar putea face alea așa. O să vină și altă. O primar ceva, dar nu am la Bărnășeni, am încăpsat lângă asfaltul. Păi acolo se face. Acolo nu s-a terminat lucrarea. Odată cu lucrarea... Da, acolo la Bărnășeni, știți cum... În legătură cu căminul de la Băsăști, dacă ăla nu se mai poate folosi, să-l dăm jos. Căminul de la Băsăști, cum știu, este numai jumătate. Da, jumătate e operație. Operație sau jumătate. O să vedem despre ce... Dacă nu mai e jos, să-l dăm jos și să... Nu vedem. Și Bărnășenul cine pune... E ușor de dat jos, dar e greu de autorizație. Vedem noi că facem. Sunt o parte care nu sunt de acord cu demolarea până nu aduci materiale de reconstrucție. Asta e. Sunt oameni bătrâni care... Sunt depozitate. E problema că n-au ce face terenul acolo, s-a apucat din prostii. N-au ce face, n-au. Școala e curtea încuiată, n-au voie să joace fotbal. Joacă barbută, joacă poker, își taie gâturile. Așa s-a întâmplat la asta. Dar nu ce faci, dar nu găsim violadii, cernitii, ce să fac la pereții ăsta? Poate totul se reușește, suma la pereții, la vărsese, se schimbă destinații. Dar totodată ești voi faci dispensare. Dacă s-a impulsat toate punctele, putea să punem la vot, ori realizezi și toate punctele astea. Au fost supuse. Au fost supuse la votat. Punct 8. Și s-au mai supune la votat. Da, la diverse. De la Timișoara sunt 8. Vreau să spună ceva cu salubrizarea. Dacă vreau să... După deci am supus la votat. Punct 8. 14. Nu trebuie supus. Așa? Nu, este un raport care... Nu, este un raport. Este informație.